Te salut! Revenim cu un clip despre verb, un clip care îți va fi foarte util dacă te pregătești pentru evaluarea națională, dar și dacă ești la gimnaziu, în clasa 6-a sau a 7-a, poți să înveți mai multe despre modurile și timpurile verbului. Despre asta o să vorbim astăzi, o să le luăm pe rând, o să vedem cum se formează modurile și timpurile verbului, iar dacă aveți nelămuriri, puteți să lăsați în comentarii întrebările voastre. Înainte de a ne apuca de treabă, nu uita să dai un like, un share și un subscribe acestui canal de YouTube. Iar dacă vrei să rămâi la curent cu materialele pe care le postăm noi aici, apasă și clopoțelul, acela este de fapt realul buton de abonare. Hai să ne apucăm de treabă! Pentru început, verbul este o parte de vorbire flexibilă care denumește acțiunea, starea sau existența prezentate ca proces. Are câteva categorii gramaticale specifice, cum ar fi numărul, persoana, modul, timpul și vom vedea, există structuri mai complexe pe care le vom numi construcții verbale, unde relația dintre subiect, acțiune și obiect poate să difere de la caz la caz. Dar deocamdată ne limităm la lucruri simple. Vorbim despre patru moduri verbale personale și predicative. Predicative pentru că, aflându-se la aceste moduri, verbele pot îndeplini funcția de predicat, fie el verbal, fie el nominal, acolo unde sigur mai adăugăm ceva, un nume predicativ. Modurile verbului așadar sunt indicativul, conjunctivul, condițional optativul și imperativul. Această clasificare în moduri se face din punctul de vedere al scopului comunicării. Fiecare mod este responsabil cu ceva. Modul indicativ, spre exemplu, exprimă acțiuni reale petrecute în prezent, în trecut sau în viitor. Modul conjunctiv arată intenția. Modul condițional optativ arată dorința, iar modul imperativ arată porunca, rugămintea, îndemnul. Și hai să discutăm un pic mai multe despre ele. Modul indicativ, după cum spuneam, exprimă acțiuni reale care s-au întâmplat, ori nu s-au întâmplat, se întâmplă chiar acum sau se vor întâmpla. Așadar, avem timpuri ale prezentului, ale trecutului și ale viitorului. Timpul prezent ține cont de conjugări. În limba română distingem 5 conjugări, atenție, conform manualelor din prezent. Conjugarea întâi, care la infinitiv se termină în A, conjugarea a doua, care se termină în EA, conjugarea a treia în E, conjugarea a patra în I, iar conjugarea a cincea în Ă din I. Ă din I, pentru că știm regula, Ă din I se scrie la începutul și la finalul cuvintelor. Așadar, conjugarea la prezent sigur ține cont de aceste criterii, de aceste clasificări, bineînțeles, cu anumite excepții, de exemplu, verbul a fi, o să vezi, nu se încadrează de obicei în aceste reguli, pentru că este un verb neregulat, cum se întâmplă și în alte limbi și probabil ai învățat asta și la engleză și la franceză, la germană sau depinde ce limbă modernă studiezi. Verbul a fi este întotdeauna cel mai rebel din punctul acesta de vedere. Prezentul exprimă o acțiune care se desfășoară în momentul vorbirii. Evident că poate să aibă și alte valori și poate să exprime multe alte lucruri, poate avea chiar și valențe poetice, este adesea folosit de poeți în operele lor. Dar în linii mari și strict gramatical ne referim la o acțiune care se întâmplă acum. Imperfectul. Imperfectul este un timp al trecutului care exprimă o acțiune trecută, continuă, despre care nu știm sigur dacă s-a și încheiat. Da? Perfect ce înseamnă de fapt? Perfect înseamnă încheiat, dus la capăt, desăvârșit. Din limba latină, evident, de la per și face o facere. Perfectus înseamnă dus la bun sfârșit, terminat. Așadar, imperfectul arată o acțiune neterminată, nu? Imperfectul se realizează din radicalul verbului și terminațiile am, ai, a, am, ați, au. Făceam, făceai, făcea, făceam, făceați, făceau. Simplu, nu? Ei bine, din nou, dacă ne referim la verbul a fi, el va avea o formă deosebită, o formă diferită și la imperfect. Eram, erai, era, eram, erați, erau. Atenție, se scrie cu e, dar se citește cu ie, cu diftongul e. Eu eram, scris era. Perfectul compus este, dacă vreți,
fratele mai mare al imperfectului, în sensul în care acesta se realizează cu ajutorul auxiliarului a avea, care are aceleași forme pe care le au desinențele imperfectului. Da? Deci, imperfectul se termină în felul în care începe perfectul compus. Perfectul compus exprimă o acțiune trecută și terminată, desăvârșită, dusă la capăt. Tot ceea ce conține cuvântul perfect se referă la o acțiune terminată. Am făcut, ai făcut, a făcut. Am făcut, ați făcut, au făcut. Deci se realizează cu ajutorul auxiliarului a avea cu formele am, ai, a, am, ați, au, plus participiul neacordat, atenție, a verbului de conjugat. Acesta este perfectul compus. Și mergem mai departe. Perfectul simplu. Perfectul simplu exprimă o acțiune trecută recentă, destul de recentă, încheiată, desigur, pentru că este perfect. Este un timp perfect. Perfectul simplu se realizează din radicalul participial al verbului plus terminațiile i și, iar la persoana a treia nu avem terminație, răm, răți, ră. Am spus adineauri radicalul participial. Asta ce înseamnă? Chestia același pe care îl are și participiu. Participiul verbului, da? De exemplu, de la a vedea văzut, de la a bea băut, de la a mânca mâncat, de la a fi fost, acest radical se obține prin înlăturarea consoanei finale, s sau t. De exemplu, de la a bea, participiul este bău, îl eliminăm pe t și adăugăm terminațiile. Băui, băuși, bău, băurăm, băurăți, băură. Iată o tehnică simplă de a identifica formele corecte ale perfectului simplu. Perfectul simplu nu este un timp literar, nu se încadrează în limba standard, prin urmare, nu te sfătuiesc să-l folosești în situații oficiale, în situații formale. El este mai degrabă regional și utilizat în sudul țării, în zona Oltenii. E foarte important acest radical obținut din participiu, întrucât îl vom folosi și în cazul următorului timp verbal despre care vreau să vorbim, și anume mai mult ca perfectul. Mai mult ca perfectul este din nou un timp perfect, este un timp de relație, pentru că exprimă o acțiune trecută, petrecută înaintea unei alte acțiuni trecute. Știu, poate sună puțin complicat, dar nu e chiar așa. Mai mult ca perfectul, adică este chiar mai îndepărtat decât o acțiune trecută. El se formează din același radical pe care îl are perfectul simplu, plus desinența se, plus desinențele m și nu avem terminație la persoana a treia, răm, răți, ră. Cu alte cuvinte, spre deosebire de perfectul simplu, diferă persoana întâi singular, unde aici avem m, spre deosebire de perfectul simplu, unde avem i, și acel se care se adaugă în față. Atenție, sunt anumite verbe, cum este a merge, care va avea radicalul terminat în se. Iar la mai mult ca perfect, acest se va apărea de două ori. La perfect simplu, eu mersei, tu merseși, el merse, noi merserăm, voi merseră, ție, ele merseră. Iar la mai mult ca perfect, eu mersesem, tu merseseși, el, ea mersese. Deci atenție, unde se poate dubla acest se, la perfect simplu va fi un singur se, iar la mai mult ca perfect va fi de două ori. Asta așa pe scurt. Da? Radicalul acesta pe care îl folosim în cazul perfectului simplu și în cazul mai mult ca perfectului ține cont sigur și el de conjugări. La conjugarea întâi avem a înainte de terminație, nu? Hai să luăm un verb de conjugare întâi. A cânta, nu? Cântai, cânta și cânta. La conjugarea a doua, de regulă u, avui, avuși, avu, avurăm, avurăți, avură. Sau, la un alt verb, a vrea, vrui, vruși, vru, vrurăm, vrurăți, vrură. Iată cum obținem acest radical pe care îl folosim pentru a obține perfectul simplu sau mai mult ca perfectul. Deci la conjugarea întâi a, la conjugarea a doua u, la conjugarea a treia u sau se, depinde. De exemplu, mersese, merseseș, mersese, da? Mai mult ca perfectul. Sau mersei, merseș, merse, la perfect simplu. La conjugarea a patra avem i, da? Eu citi, tu citi și el citi. La a cincea, î din i, hotărâi, hotărâși, hotărâ. Atenție, acest î din i se va transforma în î din a dacă va fi în interiorul cuvântului. Deci, în funcție de conjugare, sigur, participiul se obține diferit, tema de perfect se obține diferit și cu acest radical putem obține
forme de perfect simplu și mai mult ca perfect și sunt mai ușor de identificat dacă ținem cont de aceste repere. Mergem mai departe și cred că putem vorbi și despre viitor, da? Avem aici mai multe actualizări, avem pe de o parte viitorul simplu, viitorul standard pe care îl cunoaștem cu toții, cel care se formează cu ajutorul auxiliarului a vrea, a voi, voi, vei, va, vom, veți, vor, plus forma de infinitiv a verbului. Asta înseamnă că voi fi se scrie întotdeauna cu un singur i, voi ști se scrie întotdeauna cu un singur i. Sunt anumite verbe care într-adevăr au la infinitiv 2 i, cum este a se sfii sau a prii. Abia acestea vor putea avea 2 i la viitor. Deci ținem cont de aceste lucruri. Este auxiliarul a vrea, a voi, plus infinitivul verbului de conjugat. Infinitiv înseamnă formă de dicționar, fără nicio altă modificare. Tot la viitor vreau să vorbim și despre viitorul colocvial. Colocvial adică folosit în vorbirea de zi cu zi. Și îl avem pe clasicul o plus să plus verbul de conjugat. Eu o să merg, tu o să mergi, el o să meargă, noi o să mergem, voi o să mergeți, ei, ele o să meargă. Sau o altă actualizare, cea cu a avea. Am să merg, ai să mergi, are să meargă. Aveți să mergeți, au să meargă. Acesta este viitorul colocvial. Atenție să nu-l confundăm cu viitorul popular. Viitorul popular, arhaizat sau regionalizat în anumite situații, de tipul oi merge sau oi mere, o merge, o mere, în funcție sigur de regiune, în funcție de vârsta sa, cunoaște o actualizare regională și arhaizată, nu este deloc indicat să-l folosim. Nici viitorul colocvial nu trebuie folosit în vorbirea formală, în situațiile oficiale, în eseuri, de exemplu. Nu folosim viitorul popular și nici colocvial. Hai să vorbim și despre viitorul 2. Viitorul 2, numit și viitor anterior, se formează din auxiliarul a vrea cu formele voi, vei, va, vom, veți, vor, plus auxiliarul fi, da, atenție, scris cu un singur i, plus forma de participiu a verbului de conjugat, da, formă neacordată. Eu voi fi făcut, tu vei fi făcut, el va fi făcut, ea va fi făcut, noi vom fi făcut, ei, voi veți fi făcut, ei, ele vor fi făcut. Se păstrează fiul acela cu un singur i și participiul rămâne intact. Acesta exprimă o acțiune viitoare petrecută înaintea unei alte acțiuni viitoare. Este tot un timp de relație. Aș mai vrea să adaug și viitorul în trecut. Este un timp perifrastic care se formează practic de la imperfectul verbului a avea, da? Aveam, aveai, avea, aveam, aveați, aveau, plus conjunctivul, atenție, verbului de conjugat. Aveam să merg, aveai să mergi, avea să meargă. Aveam să mergem, aveați să mergeți, aveau să meargă. El ne ajută să exprimăm o acțiune viitoare față de o acțiune trecută. Cu alte cuvinte, intenția unei acțiuni din trecut. Aveam să mă întâlnesc cu Mihai în următoarea zi. Da? Acțiunea pe care o exprim prin acest timp se referă la un moment viitor față de un moment din trecut. Cam așa ne raportăm. De asta se numește viitor în trecut. Cam acestea ar fi timpurile modului indicativ. Hai să mergem mai departe. Modul conjunctiv, despre care spuneam că exprimă intenția. Sigur că poate avea diferite valori și conjunctivul, dar în principiu conjunctivul se formează cu ajutorul unei conjuncții. Este vorba despre conjuncția să. Are două timpuri, prezent, care se formează din să plus forma de indicativ prezent. Atenție, cu excepția persoanei a treia, unde avem alternanța e-ă. Hai să-ți explic un pic ce înseamnă asta. Da? Hai să luăm verbul a face. La indicativ prezent. Eu fac, tu faci, el face, noi facem, voi faceți, ei, ele fac. Și dacă ne ducem la conjunctiv, eu să fac, tu să faci, el, ea să facă. Atenție, la indicativ e face, aici e să facă. Da? Alternanța e, ă. Asta înseamnă că dacă la indicativ prezent avem e, la conjunctiv vom avea ă. Și invers, dacă la indicativ avem ă, la conjunctiv avem e. Se întâmplă și asta. Da, de exemplu, el mănâncă, el să mănânce. Iată
o situație similară. Sunt și verbe care nu respectă această regulă, de exemplu a bea, da? Eu beau, tu bei, el bea, noi bem, voi beți, ei, ele beau. Și la conjunctiv, eu să beau, tu să bei, el să bea, el să bea. Observăm, formele sunt identice. Nu mai zic de verbul a fi. Atenție la verbul a avea, un alt verb neregulat în limba română, are conjunctivul la persoana a treia să aibă. Da, se termină în a, dar păstrează radicalul latin de la habeo, păstrează acel b și într-adevăr primește a. Cu alte cuvinte, în afară de persoana a treia, în rest cred că e destul de clar cum funcționează conjunctivul prezent. Avem și un conjunctiv perfect format din să plus fi plus participiu al verbului de conjugat. Eu să fi făcut, tu să fi făcut, el să fi făcut, noi să fi făcut, voi să fi făcut, ele să fi făcut. Evident, arată o acțiune ireală. Atenție, aș vrea să fi făcut asta, asta înseamnă că mai degrabă n-am făcut-o. Deci mai degrabă acțiunea respectivă nu s-a întâmplat. Modul conjunctiv este adesea întâlnit în fraze. Aș vrea să fac, iată deja două propoziții, o propoziție subordonată, prin verbe la modul conjunctiv se introduc subordonate de diferite feluri. O să discutăm despre asta și pe parcurs. Și de asemenea aș mai vrea să menționez că modul conjunctiv poate fi utilizat și pentru exprimarea propozițiilor imperative. Da, propoziția imperativă se poate exprima și cu ajutorul conjunctivului. Dacă zic, de exemplu, să te duci acasă și să înveți, pun un semn de exclamare aici. Practic, ce am făcut? Am dat un ordin. Dând un ordin și folosind conjunctivul într-un astfel de mod, practic, el își pierde rolul de a conecta o propoziție secundară de o altă propoziție în frază. Și va avea un rol imperativ. Practic, e ca și cum aș spune, du-te acasă și învață. Avantajul pe care îl are conjunctivul e că are forme și pentru alte persoane decât persoana a doua. Și da, poate fi folosit și în acest fel. Am ținut să fac mențiunea asta. Și totodată aș mai vrea să subliniez un fapt. Conjunctivul se poate utiliza și fără să. Sigur, vorbim despre o exprimare arhaizată, mai puțin întâlnită astăzi, dar care se întâlnește adesea în diferite expresii, în îndemnuri, în rugăciuni, în urări. De exemplu, clasicele urări de Crăciun, fie ca lumina să vă pătrundă în suflet. Acel fie este de fapt la conjunctiv, un conjunctiv fără să. Adică să fie, să fie în acest fel. Sunt mai rar întâlnite în prezent, dar nu imposibil de întâlnit, așa că vreau să subliniez și acest fapt. Modul condițional optativ. Arată condiția sau dorința. Da, de asta se numește condițional optativ. Condiția în frază, mai ales atunci când vrem să introducem o propoziție condițională care arată condiția desfășurării unei acțiuni și dorința, sigur, atunci când ne exprimăm intenția față de a face un lucru. Hai să le luăm pe rând. Are două timpuri verbale, prezentul și perfectul. Prezentul se formează cu ajutorul auxiliarului a avea, cu formele aș, ai, ar, am, ați, ar, plus forma de infinitiv. Atenție ca la viitor, da? Aș, ai, ar, am, ați, ar, plus infinitivul. Aș face, ai face, ar face, am face, ați face, ar face. Iar perfectul, aceleași forme auxiliare, plus fi, același fi invariabil, plus forma de participiu invariabil. Aș fi făcut, ai fi făcut, ar fi făcut, noi am fi făcut, voi ați fi făcut, ele ar fi făcut. Aici condiția este una ireală, care mai degrabă nu a avut loc, da? Acțiunea respectivă nu a avut loc. Și în sfârșit am ajuns și la modul imperativ. Când spunem modul imperativ, spunem două lucruri. Persoana a doua, exclusiv persoana a doua, și exprimarea unei porunci, unei dorințe, unui îndemn, poate unui sfat. Imperativul este singurul mod care are forme diferite de la afirmativ la negativ. Iar asta se întâmplă la singular. Imperativul are forme doar pentru persoana a doua, iar forma afirmativă este într-adevăr una deosebită, una unică. Da? De la a face, de exemplu, fă. De la a spune, spune. De la a zice, zi. De la a fi, fi, cu doi i. Evident că nu toate verbele au formă de imperativ pentru că, din punct de vedere semantic, nu ar avea niciun sens. Dar și acelea care au, atenție, la afirmativ au forma lor unică, destul de intuitivă pentru un nativ,
de limba română. Adesea, ele se suprapun cu formele indicativului prezent, dar nu întotdeauna, deci nu e o regulă. Forma de negativ, în schimb, se realizează cu ajutorul adverbului de negație nu plus forma de infinitiv, adică forma de dicționar a verbului. La afirmativ va fi zi, iar la negativ va fi nu zice. La afirmativ va fi fi cu 2 i, la negativ va fi nu fi, dar aici fi se scrie cu un singur i. Deci ține cont de această regulă. La plural, lucrurile sunt mai simple, atât afirmativul cât și negativul sunt de data aceasta la fel și se suprapun cu formele indicativului prezent. Cam atât despre modurile personale ale verbului, foarte importante în comunicare, foarte importante pentru noi ca să înțelegem cum funcționează limba română. De asemenea, dacă ești în clasa 8-a și te pregătești pentru evaluarea națională, această lecție ți-ar putea fi utilă. Așa că nu uita să ne dai un like, să ne lași un comentariu în care să ne spui cum ți s-a părut ție acest material și dacă vrei să mai facem. O să încercăm să le punem și pe alte platforme, nu doar pe YouTube. Totodată, dacă vrei să te pregătești individual și ai nevoie de un instrument, îți pot recomanda ghidul pentru evaluarea națională pe care l-am pregătit special pentru tine. Acest material conține tot ce ai nevoie ca să te pregătești. Urmărește clipul următor și ai link-ul în descriere. Vrei o notă mare la evaluarea națională? Vrei să intri la liceul dorit? Te-ai gândit deja unde ți-ar plăcea să mergi? Ghidul pentru evaluarea națională conține tot ce ai nevoie pentru proba la română. Peste 200 de lecții teoretice bine explicate cu multe exemple. Peste 50 de teste grile interactive concepute special pentru tine ca să-ți îmbunătățești rezultatele. Ore întregi de materiale video, filmate și bine editate, în calitate Full HD. Toate testele de antrenament rezolvate. Vom adăuga periodic și mai multe materiale, și mai multe teste, și mai multe clipuri ca să ai parte de cea mai tare experiență. E simplu, te loghezi și încep pregătirea oricând de oriunde, pentru că poți avea acces la acest ghid și de pe telefonul mobil, și de pe tabletă, și de pe laptop. Intră pe voxvalaforum.ro și convinge-te singur.